Misiunea echipajului de jandarmi nu a fost una prea ușoară, pentru că la vederea militarilor, scandalagii s-au împrăștiat. Imobilizați de către oamenii legii, huliganii au recunoscut la unison că se pregăteau de răfuială și chiar au precizat motivul pentru care urmau să își regleze conturile. Care? Aveți buletin la voi? Ei voiau să se războiască pentru a atrage atenția unor fete. Cei 7 au recunoscut că urmau să meargă într-un cartier din Galați să-și măsoare forțele cu grupul rival. Tinerii au fost amendați cu 3.250 de lei pentru constituire de grup cu intenția de a comite fapte penale.